Personalitatea de marcă a muzicii românești, Dan Spătaru, a impresionat nu numai prin voce și talent, ci și prin ținuta impecabilă, rafinament și modestie. Toate ai să revin, chiar dacă acum eu îți simt departe inima. Nu m-am gândit la despărțire, acum când eu credeam mai mult în dragoste. Iubirea mea nu-i frunze în vânt, nu-i nălucire. S-a născut la 2 octombrie 1939 în localitatea Aliman din județul Constanța, într-o familie de învățători. Printre primele sale pasiuni a fost fotbalul, urmând Facultatea de Educație Fizică și Sport și fiind legitimat la Știința București. La fel ca în cazul unui alt mare solist care a practicat fotbalul, Julio Iglesias, a fost nevoit să renunțe la sportul de performanță din motive medicale. Tot răul a fost însă spre bine. Era încă în facultate atunci când a început să cânte la Casa Studenților, fiind descoperit de compozitoarea Camelia Dăscălescu. Remarcat ulterior și de Temistocle Popa, care a compus de-a lungul carierei numeroase melodii care au făcut istorie, Dan Spătaru a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați soliști. Acum mă întorc acasă, mă vrei sau nu, eu mă întorc. Nici o lacrimă, Țărâncuță, Țărâncuță, În rândul 4 sau Vorbește lumea că-s ștrengar sunt doar câteva dintre șlagărele sale, însă melodia marcă înregistrată Dan Spătaru rămâne Drumurile noastre. N-am să bat la porți închise iară, nu-ți feri privirea. De-a lungul timpului a participat la numeroase festivaluri naționale și internaționale. Memorabilă rămâne prestația din 1967 de la Varadero, Cuba. Fermeca de vocea și melodiile solistului român, publicul l-a aplaudat minute în șir, mai exact 16 minute și 19 secunde, o performanță cu care Dan Spătaru a intrat în cartea recordurilor. Constanțeanul a rămas relevant pentru public și după Revoluție, muzica sa cucerind generații întregi de melomani. Marele artist a decedat la 8 septembrie 2004, fiind înmormântat în cimitirul Belu.